Mihaela Ursuleasa, primul concert al acestui an, îl veți susține în sala Ateneului Român. A fost o întâmplare sau v-ați propus să începe seria concertelor acestui an în țară, în România? Trebuie să spun că a fost o întâmplare frumoasă, plăcută, mai ales pentru că în Ateneu nu am mai cântat de mult și pentru mine e o experiență frumoasă să încep aici anul unde am început și copilăria. Chiar ne amintim de începuturile carierei dumneavoastră, ați fost un model pentru mulți tineri interpreți. Acum sunteți stabilită la Viena, ați colaborat cu multe orchestre, ați câștigat multe concursuri, colaborări cu mari muzicieni. Care ar fi secvențele carierei dumneavoastră de care vă face mare plăcere să vă amintiți? Este un drum care se parcurge și pașii câteodată sunt plănuiți, câteodată nu. Când am plecat din România aveam 12 ani și m-am dus la Viena să studiez. Eram un pic confuză, un pic derutată. Mai târziu l-am reîntâlnit pe Radu Lupu la concursul Clara Haskell, atunci aveam 16 ani și au fost niște momente pe care n-am să le uit niciodată în viața mea. Drumul ăsta merge mai departe, nu s-a oprit, nu este mult mai divers decât era atunci, numai prin faptul că am mai multă experiență, poate, dar încă am și mai multă experiență de adunat. De obicei, când cânt în România, sunt mai emoționată ca în alte părți, pentru că știu că aici e publicul cu care am început și care mă cunoaște și normal că se așteaptă la foarte mult din partea mea. Există un model pianistic pe care încercați totuși să-l urmați? Vor fi pentru mine mereu Dinu Lipati, Clara Haskell, Radu Lupu, Marta Argerici. Pentru mine ce contează cel mai mult este muzica în sine. Vorbeați despre stil și despre limbajul pianistic al fiecăruia. Ce veți încerca să transmiteți prin interpretarea concertului numărul 1 de Franz Liszt alături de Filarmonica Georgenescu și de dirijorul Cristian Mandal? Acest concert l-am și ales pentru că are atâtea tablouri, atâtea culori diferite, atâtea povești adunate într-una singură. Deci sunt ca niște secvențe dintr-o operă, poate. Este un concert pe care vreau să-l povestesc publicului, cu cât mai multă expresie și cu cât mai multă nebunie și temperamentul din acel timp pe care îl avea Liszt posibil. Este un temperament specific romantic și în interpretarea dumneavoastră? Da, eu mă identific foarte mult cu romanticii în general. Schumann, care este cu totul divers, Brahms, care iar este cu totul altă poveste. Și la Liszt mă gândesc, aici e ceva, este o flacără de care eu mă apropii mult mai mult decât de oricine altcineva, pentru că mă simt liberă și legată de a putea scoate tot ce este posibil dintr-un suflet, dintr-o inimă, nu știu. Este nebunie curată. Pentru anul 2009, ce urmează în agenda dumneavoastră? Niște concerte în Elveția. În martie voi merge în Canada, la Quebec, și acolo este o societate de români. Sunt mai mulți români decât canadieni. Și mă bucur în Anglia, în America, în Puerto Rico voi merge pentru prima dată la festivalul Pablo Casals. Și în România reveniți? Sper, adică oricând mă invită cineva, cu mare plăcere.